Bisericii Ortodoxe Române între 1900. Fiindcă rare ori se întâmplă să vină un patriarh străin. Deci, chiar văd un lucru bun, care nu se întâmplă oricum și oricând. Dumnezeu lucrează în așa fel ca și mai marii noștri să înțeleagă, să mai lase, să mai apreciești pentru noi, pentru popor. Ne rugăm pentru tot poporul, pentru să fie bine, să fie pace în lume. Сегодня, как и прежде, наиболее опытные среди монашествующих принимают на себя бремя духовного руководства другими людьми. По милости Божией в православных обителях и на Руси, и в Румынии по сей день живы традиции старчества.